Salutare, Fan True Crime! Astăzi avem un episod special pentru că iese Gypsy Rose Blanchard din închisoare! N-am cum să încep fără să vă bag un mic disclaimer în care să vă zic că acest videoclip este făcut în scop educațional și conține informații care pot afecta emoțional. O să fac un mic rezumat despre ce s-a întâmplat cu Gypsy și de ce a intrat în închisoare. Dacă știți deja povestea sau nu vreți să o auziți, puteți să dați skip la minutul acesta ca să aflați orice update de când a intrat în închisoare în 2016. Gypsy Rose locuia împreună cu mama ei, numele ei era Didi, de fapt era o poreclă după Claudine Blanchard, dar Gypsy era foarte bolnavă de mică. Ea avea apnee de somn, leucemie, scleroză multiplă, epilepsie, probleme cu auzul, probleme cu vederea. Efectiv, orice boală pe care cineva poate să o aibă, Gypsy o avea. Și din cauza asta, ea a trecut prin foarte multe operații, trebuia să ia extrem de multe medicamente și era hrănită printr-un tub de alimentare. Ea, bineînțeles că era și într-un scaun cu rotile, pentru că era paralizată de la talie în jos. Doar că problema era că mama ei suferea de Munchausen Syndrome by Proxy, care practic este o boală, stați așa, o să vă pun aici definiția. Ea afectează de obicei mamele sau cine are grijă de pacient și exagerează foarte mult boala pacientului, mai exact o induc. Nu știu dacă are sens ce am zis, dar practic ea o făcea pe Gypsy să fie bolnavă. Gypsy nu avea absolut nimic. Singura problemă pe care avea Gypsy era că avea probleme cu vederea. Atât. Avea nevoie de ochelari. Nu avea absolut nici o boală. Nu avea nevoie de scaun cu rotile. Nu avea nevoie de tub de alimentare. Nu avea nevoie de nimic. Și pe lângă asta, ca să pună sare pe rană, o tundea cheală din cauza reacțiilor adverse de la medicamente. Gypsy saliva extrem de mult și Didi i-a scos toți dinții din gură, gen cei din față, îi punea vată în urechi. Efectiv, toate reacțiile astea adverse o făceau pe Gypsy să arate de parcă e bolnavă și plus i-a și pus niște ochelari de aia tip borcane la ochi ca să pară că e o fetiță neajutorată. Poate vă întrebați cum a reușit Didi să scape basma curată pentru că n-o ducea, făcea aceste operații. Mințea doctorii. Nu și-a dat seama niciun doctor că Gypsy era perfect sănătoasă? Ba da, și-a dat seama numai că Didi a reușit. Nu știu cum, o manipula. Îi dădea aceste medicamente ca atunci când a venit cei de la serviciile sociale acasă, Gypsy chiar părea bolnavă. Și totul s-a îmbunătățit pentru Didi în momentul în care au fost lovite de uraganul Katrina, tot apartamentul lor a fost distrus, inclusiv toate fișele medicale și certificatul de naștere a lui Gypsy, pentru că da, mințea și despre vârsta ei. Efectiv, când Gypsy avea undeva la 18 ani, ea le spunea tuturor că fata ei are doar 14 ani. Și ei nu aveau cum să dovedească treaba asta, pentru că după ce au fost lovite de uraganul Katrina, s-au mutat, l-a făcut pe tatălui Gypsy să taie toată legătura cu ea, pentru că mințea pe toată lumea că tatălui Gypsy este de fapt un alcoolic și le bate. My Și da, s-au mutat în Missouri, dacă nu mă înșel, și această companie de caritate le-a construit o casă. Pentru că, na, Didi nu muncea, nu aveau bani, trebuia să aibă grijă de Gypsy 24/7. Această companie le-a construit o casă, toate fișele medicale au fost distruse, așa că doctorii în momentul ăsta trebuiau să o creadă pe Didi că Gypsy este bolnavă. Și pe lângă toată treaba asta, foarte multă lume le donea bani, foarte multă lume le trimiteau la Disneyland, le trimiteau la concerte în backstage, toată lumea le întâlnea și, efectiv, toți aveau milă de această mică familie și toți o vedeau pe Didi ca fiind această mamă foarte grijulie care are grijă de Gypsy, pe când Gypsy începea să-și dea seama că, băi, ceva nu e ok, eu pot să mișc picioarele, eu nu am nevoie de un tub de alimentare, eu am voie să mănânc dulciuri, că da, n-avea voie să mănânce dulciuri. Ea putea să facă toate lucrurile pe care un copil poate să le facă, doar că nu avea voie să iasă din casă. De fiecare dată când încerca să se exprime public, mama ei o strângea de mână la modul, vezi tu ce pățești acasă dacă zici ceva, și efectiv era ținută prizonieră. Chestia asta a durat foarte mulți ani, până când în 2015, când Gypsy avea undeva la vreo 23-24 de ani, a început să se furișeze noaptea și să ia laptopul lui Didi ca să poată să intre online și să caute lucruri pe internet. Și vă dați seama că la vârsta asta ea a început să descopere internetul și a și descoperit un site de dating pentru creștini, weirdly enough, și l-a întâlnit pe Nicolas. Nicolas, care era și el un băiat destul de ciudățel, dacă nu mă înșel, avea autism, și s-au îndrăgostit unul de altul. Ei vorbeau noapte de noapte când Didi se ducea la
somn și aveau aceste conversații destul de indecente, dar Nicola s-a îndrăgostit până peste cap de Gypsy și a venit cu acest plan măreț să o omoare pe Didi. În 2015, Nicola s-a furișat noaptea la ei în casă, a înjunghiat-o pe Didi de nenumărate ori, a omorât-o, după care cei doi au fugit, timp de 5 zile au fost pe fugă, dar nimeni nu o descoperise încă pe Didi. Așa că Gypsy s-a decis, hai să intru pe Facebook și să postez un status în care a zis "That bitch is dead." Știu că nu e amuzant. Știu povestea asta cap-coadă, o știu cam propria palmă. E un caz extrem de trist, dar sincer cât de mediatizat este acest caz până în ziua de astăzi și cât va fi în continuare, mi se pare ireal. Dar da, asta a fost recapitularea pe scurt. Cazul este extrem de lung, l-am făcut aproximativ acum 9 luni de zile, m-am uitat ieri la el și m-am cringuit extrem de mult pentru că în perioada aia abia începusem să postez pe YouTube și vorbeam extrem de sacadat, vorbeam destul de, nu știu, nu-mi plăcea cum vorbesc, nu știu, poate mă gândesc că e așa pentru că mă uit la mine și am progresat de atunci, dar dacă vreți să vă uitați, cazul este, o să vă pun aici care este videoclipul și dacă vreți să vă uitați, please don't judge me, mulțumesc. Ce s-a întâmplat cu Gypsy de când a fost băgată la închisoare, la proces? Foarte multă lume era revoltată, foarte multă lume era revoltată. Amândouă lumile erau revoltate pe două chestii diferite. O parte ziceau că Gypsy merită închisoare pe viață pentru că ea a plănuit moartea mamei ei. Ea putea să meargă, putea să iasă în lume și să zică adevărul tuturor. Doar că lumea nu realizează că fata asta a crescut prizonieră în propria casă, crezând că este bolnavă de leucemie, de toate bolile posibile și ea nu știa, she didn't know better, la modul ăla. Asthma, epilepsy, hearing impaired, vision impaired, fed with a feeding tube, paralyzed from the waist down. Și asta era cam practic singura ei soluție de a, adică asta era în capul ei singura soluție de a scăpa de către mama ei care o ținea prizonieră. Nicolas, bineînțeles, el fiind principalul criminal, a primit închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată, iar Gypsy a primit 10 ani în închisoare, asta în 2016, ceea ce înseamnă că ea ar trebui să iasă în 2026. Și sincer, foarte multă lume a fost foarte nervoasă, inclusiv eu, pentru că Gypsy merita să primească ceva tratament, merita să... nu merita nici măcar un singur an de închisoare. N-ai cum, eu mă enervez, dar nu mă panicați, că nu este în 2026. Data eliberării este setată pe 28 decembrie 2023. Adică, dacă vedeți videoclipul ăsta când a ieșit, aproximativ în 8 zile. Nu, cred că o să postez videoclipul ăsta mâine, în 7 zile, într-o săptămână. Yay! De când a fost închisă, Gypsy a dat foarte multe interviuri în care a zis că se simte mult mai liberă în închisoare decât atunci când locuia cu mama ei și a zis că nu e fericită că a omorât-o, e doar fericită că a ieșit din acea situație. I mean, I used to always think that maybe she's a little overprotective. And so if I had to say one word about her, it would be overprotective. Ce s-a întâmplat cu Nicolas? El a spus că nu regretă că a omorât-o pe Didi și că a făcut-o pentru că o iubea pe Gypsy atât de mult. El avea de gând să se apuce să lucreze și să se mute împreună cu ea, ca după să se căsătorească, să facă copii, să trăiască un happy ending, dar nu. Și când a fost întrebat ce părere are despre diferența de sentință dintre el și Gypsy, a zis că eu cred că Gypsy trebuia să ia mai multă responsabilitate asupra ei, pentru că practic a dat toată responsabilitatea asupra mea și știți, eu doar am încercat să o ajut, adică și ea era foarte mult de vină în această situație. Nicolas, taci! Gypsy a zis că Nicolas a manipulat-o la fel de mult cum a fost manipulată de către mama ei și că nu o iubește, nu vrea să aibă niciun viitor cu el și nu o mai interesează de el, practic. Plus că el este în închisoare pe viață. Ea are luat legătura cu tatăl ei, care a fost dat la o parte de când ea era mică și este foarte apropiată de el și de mama ei vitregă, adică iubita tatălui ei. Iar în 2019, la 3 ani după ce a fost închisă, ea s-a logodit cu un bărbat pe nume Ken. Acest Ken a fost găsit printr-un program de la închisoare care se numește Penpal și practic cred că este un fel de program în care ea poate să comunice cu lumea de afară ca să nu fie izolată de societate, practic. Dar nu mă panicați că nu cred că a durat nici măcar un an logodna asta, s-au despărțit și în iunie 2022, adică anul trecut, Gypsy s-a căsătorit în închisoare, da. Numele lui era Ryan Scott Anderson și ea și-a schimbat numele de familie în Anderson, adică nu mai cheamă Gypsy Rose Blanche, ci o cheamă Gypsy Rose Anderson. Cine este Ryan? Ce face el? Cu ce se ocupă? Habar nu avem. Nu știm. Nu avem nici măcar un singur detaliu despre treaba asta. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar măcar s-a căsătorit și fericită. Și faza e că mulți bărbați au scris lui Gypsy în pușcări. Gen, foarte, foarte mulți bărbați i-au trimis e-mail-uri, au trimis scrisori. Inclusiv bărbați, gen, era un bărbat, numele lui e Josh Saiter și el este de fapt un fel de vedetă în America care a participat la The Bachelorette, adică burlăcița, să zic așa, de America și i-a scris, a încercat să flirteze cu ea prin e-mail și Gypsy era ceva
ceva de genul, sunt o femeie căsătorită, du-te dracu. Bine, i-a zis-o mai urât, dar vă dați seama, cam ceva de genul i-a zis. Și aparent ea și posta pe Instagram cum că acest bărbat încearcă să-i scrie ei și se simte foarte, du-te de aici, nu vreau să vorbesc cu tine, sunt căsătorită. Good for you, Gypsy. În 2019 a ieșit un serial pe nume The Act, care este minunat, nu l-am văzut, am văzut foarte multe secvențe și mi se pare un serial extrem de fain. Dacă l-ați văzut sau dacă nu l-ați văzut, puteți să vă duceți să vă uitați la el, este superb. Și Joey King, care este actrița principală, care o joacă pe Gypsy, a zis că după acest serial poate lumea va avea o altă opinie la adresa lui Gypsy, pentru că până acum, na, toată lumea era ceva genul, băi, a omorât, merita mai mulți ani în închisoare, 10 ani prea puțin. Păcând dacă ei ar vedea vizual tot ce s-a întâmplat cu Gypsy și ar schimba părerea, ceea ce s-a și întâmplat. Și mă bucură. Au trecut 7 ani de când Gypsy a intrat în închisoare și a primit dreptul de apel, pe care l-a și luat și data este setată să iasă pe 28 decembrie 2023 la vârsta de 32 de ani și sincer abia aștept. Sunt tare curioasă ce o să se întâmple, sunt sigură, deja a început toată lumea să mediatizeze această treabă, deși încă n-a ieșit, mai are 8 zile. Probabil o să vă dau un update și după ce iese din închisoare, să vedem dacă se mai întâmplă ceva sau nu. Sincer, vreau să vă aud părerea la adresa acestui caz, sunt tare curioasă dacă credeți că ea chiar merita ăștia 10 ani în închisoare sau nu. Sincer, opinia mea personală, puteți să nu fiți de acord cu mine, nu merita nici măcar o zi în închisoare. Prin ce a trecut? A trecut prin niște lucruri atât de oribile și practic ea nu știa nimic altceva decât medicamente, stat în casă, stat în scaun cu rotile, nici măcar nu putea să mănânce zahăr, o bomboană, până la vârsta de 24 de ani. Are we fucking for real? Și da, cam atât. Știu că nu v-am făcut un intro la videoclip, eu sunt Ceci, by the way, dacă mă vedeți aici pentru prima dată, nu uitați să lăsați like, om, share, sunt live pe Twitch în fiecare duminică la 8 seara. Puteți vă alăturați membrilor, puteți veniți pe Instagram, pe TikTok, pe oriunde. Sunt extrem de răcit în caz că nu v-ați dat seama după voce, dacă am fost enervantă, vă rog frumos, mă scuzați. Și probabil ne vedem sâmbătă viitoare, pentru că ăsta nu este un videoclip de sâmbătă, ăsta este un episod extra. Ah, și stay safe. Am uitat să vă zic. Stay safe! Am făcut o poză ca proasta, am vrut să dau focalizare.